Răzvan Petrescu, copilotul lui Adrian Iovan din avionul morții, care s-a prăbușit în munții Apuseni și care a supraviețuit miraculos incidentului, rămâne în spital. Acesta a suferit mai multe intervenții chirurgicale și se află internat la terapie intensivă la spitalul din Cluj. Deși medicii Valentin Calu și Cătălin Pivnicero au fost externați în cursul acestei dimineți și transportați cu ambulanță smurt către aeroportul Avramiancu din Cluj, directorul medical al unității spitalicești unde este internat copilotul Piteștean a declarat că starea lui de sănătate nu permite încă externarea. Copilotul a rămas internat la terapie intensivă în prezența Starea lui este stabilă, nu se pune problema deocamdată de externare. Despre noi intervenții chirurgicale, la momentul acesta nu am nicio veste, a declarat directorul medical.